Puțini sunt cei care știu sau care își mai amintesc că înainte de 1989 în județul Suceava se organiza Raliul Bucovinei, o competiție sportivă la care participau piloți și copiloți din întreaga țară, printre ei și sucevenii Vasile Iosub și Lucian Ulian, doi împătimiți ai curselor. Ambii au luat microbul din familie și ambii s-au înscris în competiții cu mașinile personale cumpărate din bani obținuți în urma comerțului cu casete video din import, care era interzis la vremea respectivă. Statul nu dădea nimic și nici nu primeai nimic după câștigarea unui concurs, decât o diplomă și o cupă, adică o chestie de satisfacții. Aia era singura, aia de satisfacții. Bani. Am produs niște bani pe vremea facultății, am avut videouri, le închiriam, casete multe aduse din Germania și trebuia să justifici banii cumva și atunci îi justificai printr-o plăcere. Plăcerea noastră era raliul. Alții îi beau, alții îi juca la cărți sau nu știu, nu existau păcănele pe vremea aia. Da. Noi am avut plăcerea asta și i-am spălat, să vorbim așa, prin curse și prin raliuri și prin bricolarea unei mașini cât mai performantă ca să-ți creeze această plăcere până în final. Dar n-am vrut să performez ca pilot, am continuat ca și copilot. Între noi exista o vorbă, într-un echipaj, copilotul este intelectualul echipei și pilotul este șoferul. A, era vorba, n-am scos-o eu. Pe atunci, regina șoselelor era Dacia 1100. 99% dintre mașinile înscrise în competiții erau produse la Pitești. Numai că mașinile de raliu erau mult mai puternice decât cele care circulau pe șosele. Echipele aveau grijă să le ajusteze în așa fel încât să atingă și 180 de km pe oră. Pentru a face rost de piese, Vasile Iosub mergea cu portbagajul plin de cadouri la Pitești. Tunat înseamnă ce vedem acum noi pe stradă. Era preparată pentru raliu. Deci motorul, cutia, suspensia, toate erau preparate. Deci erau materiale speciale pentru concurs. Nu erau materiale din care erau făcute dacele care mergeau pe stradă, de exemplu. Și de unde făceați rost de materialele acestea? De la prietenii noștri foarte buni, de la Dacia Pitești. Am reușit să ne împrietenim cu cei de la echipa Dacia, cu care ne întâlneam la fiecare raliu, că am zis, era divizia B, dar era pe aceleași trasee, practic. Aceleași dificultate, aceleași, vineau, aveau și o echipă de divizia B, cum se spunea, și vineau să urmărească pe el, cu asistențe, cu toți. Noi fiind mai lipicioși, așa ca să spunem, ne-am legat de ei, având și argumente puternice. Tricouri de la Zimbru, dacă știți cum se făceau pentru export cu PAP, el se scria pe ele, produse naturale din Bucovina și... Ce le duceați ca să, din Bucovina, produse naturale? Ce anume le duceați ca să-i comunicați? Afinată, o cașcaval, o chestie de astea. Dar cel mai bine mergea cu tricourile de la Zimbru. Pentru a-și transforma mașina, Vasile Iosub era abonat la reviste de profil din țară. Dar cele mai prețioase informații le afla din reviste aduse din Germania și Italia. Prin puținele informații care le aveam, eu am avut un avantaj. Deci eu am terminat mașini termice, motoare, auto. Asta am făcut facultatea, asta e specialitatea mea. Și am avut și norocul de a lucra la ITA, la Suceava, la autobaza de transport internațional. Și rugam pe șofer să-mi aducă reviste. La început. Bun, era revista autoturistul care mai dădeau niște chestii de tehnice, dar de curse din astea ce mi-aduceau șoferii de pe afară. De unde anume? Din Germania, din Italia, pe unde mergeau ei. Și vă documentați ca să vă transformați mașina? Ca să transform mașina. Mașina care am... Deci, după ce am vorbit cu conducerea și ne-a adus o caroserie goală de Dacia. Pe care noi doi, eu cu domnul copilotul, am făcut-o de la bară la bară. Deci, ne-a adus caroseria goală, tabla, și noi, cu ajutorul revistelor, cu ajutorul prietenilor de la Pitești, cu ajutorul câtorva persoane importante la vremea respectivă și acum din Suceava,
niște, cum să zic, împătimiți ai sportului, dacă pot să-i numesc așa, dacă vă dau două nume, cred că o să rămâneți foarte, foarte surprinse. Doctorul Săvescu și cu doctorul Dobromir, care erau împătimiți, veneau după noi la concursuri. Traseele de raliu se întindeau pe aproximativ 400 de kilometri. Piloții și copiloții mergeau într-o misiune de recunoaștere înainte de concurs. Cum pregăteați traseele pe care le... Traseele erau impuse de către organizator la fiecare curs. Menirea mea era să-mi iau harta, să o studiez și împreună cu el în primele zile se parcurgea pentru o recunoaștere, așa se numea traseul, se nota absolut orice fel de amănunt, virajele importante, palierele drepte în care puteai să mergi cu viteză mai mare sau să acționezi frâna sau, mă rog, astea sunt chestii tehnice, da. Și se prepara până în ultima noapte. Deci noaptea dinaintea cursei nu era o noapte de liniște, era o noapte de pregătire a practica radarului, se chema această hartă. Peripeții. Cea mai periculoasă a fost la raliul la Alba Iulia. Era o probă foarte virajată pe malul unui pâriaș, dar extraordinar de virajată, multe curbe. În stânga era muntele cu pâriașul, în dreapta era deschis loc, câmpie, unde erau spectatori. Spectatorii care vedeau așa pe o unghiță destul de mare. Înaintea noastră, un echipaj a sărit în apă, a arătat o curbă, da, și a ajuns în pâriașul ăla. Nu probleme mari. Normal, trebuia să oprească concursul, să vină salvarea, să vadă ce se întâmplă acolo. Chiar asistență medicală, pompieri, tot ce trebuia, cerea regulamentul. Ea n-au mai oprit concursul. Au dat drumul la salvare, pe contrasens, și nu ne-au dat drumul în probă din partea asta, la alta probe. Și se vedea, deci, drumul, mă rog, foarte virajat. În dreapta vedeam lumea, că tot dădea din mâini, dădea din mâini. Și noi am luat-o ca, hai, dar ce drumul? Ce mare, ei de fapt vedea din mâini, că vedeau de dincolo salvare. Am luat-o ca încurajare. Și deci, la un moment dat, în curbă am văzut două lăvinițe albaștri și una galbenă. Salvare. Eu aveam, cred că în jur de 130-140. Și atât am reușit să fentez un pic dreapta, am lovit cu oglinda salvarea. Dar mai departe, adică trebuia să, adică nu prea ne gândeam noi la accidente, la moarte, la și vârsta, și la competiția. Câți ani aveați atunci? Ce ani? 88. Lucian Ulian și Vasile Iosub au câștigat multe curse de raliu împreună în toată țara, însă cel mai drag le-a fost să concureze acasă, în județul Suceava, unde se organiza Raliul Bucovinei. Cei doi și-au propus să pună județul pe harta competițiilor din România și au reușit. Nu au fost singurii care au făcut parte din echipa de raliu a județului. Au mai fost și alții. Unii nu mai sunt printre noi. Ceilalți și-au arătat disponibilitatea de a organiza din nou Raliul Bucovinei. Care raliu, o să vă arăt, în presa vremii, era considerat unul din cele mai spectaculoase și mai frumoase raliuri. Când a fost prima ediție a Raliului? A fost o ediție, din câte țin eu minte, atunci n-am participat, în 80 parcă, dar când după ce am făcut echipele în Suceava, în 85 am început să... În 85, 86, 87 am acolo... Câți participanți veneau și de unde erau? Din toată țara. Deci erau echipele consacrate din partea Ardealului, începând Pitești, Oelsitul, Sibiu, Brașov, Clujul, care erau cu tehnica, care erau cu... Și industria pe vremea aia, era cea mai mare parte în Ardeal, nu în Moldova. Dar pe peste tot, Galați, Brăila, Iași, Suceava, Bătoșani, tot, erau sute. A, simbolice, cupele care le-ați văzut și diplome.
și o strângere de mână de la câte un tovarăș, în funcție de locul pe care îl ocupai. Tovarășul prin secretar, tovarășul șef de la poliție, tovarășul șef de la tinerea și sport, tovarășul tovarăș. Vasile Iosub și Lucian Ulian au cerut sprijin de la autoritățile locale pentru a reînvia raliul Bucovinei, însă au reușit să obțină doar promisiuni neonorate.